Mi-a zis câțiva comentariu că în piața Decebal s-ar afla un fast food cu un giroș foarte bun. N-am fost în piața Decebal de ani și ani de zile, deci habar n-am despre care vorbiți, dar sper să-l găsesc. Mă, bun, piața Decebal. Să fie ăla de acolo? Sau ăla de acolo? Unul în stânga, unul în dreapta. Na, ghinionul meu, e 3.26 și închid la 3.30. Am închis, o zis o doamnă. A, e, căutăm altceva, nu-i stres. Da, stai că mi-am amintit acum, mi-a zis DNT într-o zi de o plăcintărie mai jos de piața Decebal. Exact cum vă ziceam, acolo în depărtare e piața Decebal, aici e liceu, fost o brâncuș, nu știu ce e acum, și uite acolo, la mama Ica. Bă, frate, pe strada asta toți închideți la 3.30 și ăsta acum, că acum închid și dar mai am. No, ok, are două plăcinte. Dar pentru că era 3.30, o închis casa și o să bate mâine, deci nu am să vă arăt bon, dar mi-am luat o plăcintă cu brânză și mărar, extra brânză smântână, eu asta mi-o tot timpul, la 7 lei, și una cu varză extra brânză smântână, tot la 7 lei, deci 14 lei total. Oricum v-am filmat prețurile și le vedeți acolo toate. De arătat arată bine, nu pare să fie uleioasă deloc, ceea ce e un punct în plus. Nu știu care e asta, cu brânză sau cu varză, aflăm după ce mușc. Îi cu varză, nu știu dacă se vede ca lumea, dar îi cu varză și pot să vă spun că una mână nu-i gumoasă, ceea ce pe mine mă interesează foarte mult. Nu-mi plac plăcintele, adică nu știu că îi plac plăcintele gumoase. E foarte ok la textură și ceea ce îmi place cel mai mult, dar aici preferință personală, brânza. E sărată, e cum îmi place mie. Uite acolo se vede mai bine, full de varză, full. Da, și menționez, era ora închiderii, e rece, să ne înțelegem, e rece și mi se pare o plăcintă foarte bună. E sărată cum trebuie. Și a doua îi cu brânză mărar la interior și extra brânză smântână. Așa mi-o iau eu când mănânc plăcintă, asta e preferata mea. Intră mărarul. Nu știu dacă se observă, dar efectiv o mănânc cu buzele. Plăcintărie la mama Ica, să rămână pentru masă. Bă, o plăcintă foarte bună, jur, mi-a plăcut și mi-a plăcut mult. Și să ne înțelegem, a fost rece și mi-a plăcut așa mult. Wow! Dar hai să ne înțelegem, totuși, sunt niște plăcinte, să nu veniți cu... Hai mă, că e doar o plăcintă, cât de bună poate să fie. Da, frate, pentru o plăcintă a fost foarte bună. Și pentru că presimt că urmează și întrebările alea, dar unde? În Oradea. Mai jos de piața Decebal, teme numărut în Oradea. Încă o dată, la mama Ica, să rămână pentru masă și în stilul caracteristic, răducu vă recomandă. Poftă bună!